Ești tot ce-i bun. Suntem într-o căsătorie extraordinară. Pentru noi un vis deveni realitate să ajungem la domnul Florea de ani de zile. Urmăresc filmulețele cu dumnealui, urmăresc investițiile care le-a făcut, păsările care, vizitele care le-a făcut în afară. E ceva extraordinar. Domnul Florea, vă mulțumim foarte frumos. Domnul Robert, vă mulțumesc frumos. Dragă, vă primim... Asta? Da. Ăștia sunt toți porumbeii, vezi? Ăștia care sunt porumbeii cu inel de aur, da. Ăștia sunt toți porumbeii deosebiți ca genetică, adică sunt majoritatea porumbeilor de Rau Șablon și de Gabi, Pandanabele, posedă fiecare asemenea. Ce stare de sănătate au, ce păsări, cum arată. Bine, asta e meritul lui Robert. Da, a faceți către echipă. Adică, tot ce se întâmplă aici e meritul băieților. E Robert, e Paul, e Ciprian. Ei sunt extraordinar. Extraordinar. Explică cine e ăla, cine e ăla ca să... Te rog, zi-ne câteva cuvinte. Că... Îi cunoști mai bine, Robert. Deci ăla e la Eric, da? Care are produs în Olanda la Sam Hoco, da? Da. Sunt porumbei de Rau Șablon. Ăștia, deci... Porumbei exact. Care zboară undeva... 550-700, cam așa. Etapele de o zi. Adică și cu vânt în față și căldură. Adică sunt ăștia sunt porumbei la peste 30 de grade și cu vânt în față. Sunt porumbei deosebiți. Extra. Sunt favoriții mei ăștia, de Gabi Vandanabele și de Rau Șablon. Ăștia sunt porumbei care pe mine... Facem așa ca să... Da, cum asta? Vadă toată lumea. Dă-mi Sorin tu. Dă-mi, dă-mi. Da. Așa dăm Sorin? Așa. Asta? Da. Și când îți scoate în palmă așa de aici. Ăștia toți sunt din fiul lui Lucky 848, uite ăsta care l-am eu mână sigur, e din fiul lui Lucky 848, fica lui Marcel, da? Ăștia sunt porumbei extraordinari, sunt, și nu cred că multă lume mai are linia asta de porumbei, pentru că doar în China. Și cutie, torace, că au ce putere au. Bine... Ăștia-s de produsul noastră aici. Da, da, toți sunt, sunt scoși la mine. O să-ți arăt și părinții. Fantastic. Da. Deși la noi tendința pe spre maraton, așa, deci, ca și cinezii, când vezi așa ceva, e ceva... Cinezii din ăștia au luat. Nu cred că-s extraordinar. Ei la porumbeile Rau Șablon le spune Saval. Da? Da. Bijuterii, bijuterii. Nu, dacă, ăsta nu știu cui nu l-am dat la sus dumneavoastră. Dacă facem așa, da, exact. Nu greșim niciodată. Vă povestesc, da, că, așa, m-am povestit că știu mersul, am mai primit. Uite, ăla e unul dintre favoriții mei la cu fundă în piept, este un fiu din Golden Prince, aici, da, uite, exact ca taică-sul. Sunt înnebunit după el, e un porumbel superb. Înțelegi? Este... Ce vitalitate are și pasărea. Doi super porumbei. Ce-i Robert? Tot aici majoritatea. Deci îi țineți așa cumva pe familie? Oarecum, da. Oarecum. Mai ușor așa digestionat cumva. Oarecum, da. Așa îi ținem să... Dar vezi că, cum să-ți explic, ăștia sunt niște porumbei mijlocii. Mai multe feluri. Mijlocii, dar important, ai văzut, e musculatura care e foarte flexibilă, oasele sunt puternice, sunt închiși, au aripă, au... Satura asta, adică deci, uite, niște mici bombe. E, pentru că aici se face o selecție în permanență, înțelegi? Și asta, sunt, sunt porumbei pe care... Asta l-a văzut toată lumea, da. Trebuie să mai vezi. Sunt... Asta inel făcut așa pentru noastră. Da, astea sunt inelele alea de ori care le-am pus eu la, la ăștia de Rau Șablon, că-s favoriții mei, adică pe ăștia. Super arată, super, super, super arată. Foarte tare. Cu numele lui tata pe ele, că îmi place să... Super, super. Da.
Ăsta? Ăsta e diferit un pic. Iar atât un pic. Este cel cu fără în piept. Nu. Da. E diferit un pic. Ăsta e din Ilranio. Deci tata lui, ăsta e un porumbel foarte special. Mama lui este mama lui Golden King, un oască BDB Belgia, porumbelul care a fost vândut cu 320.000 de euro. Și tatăl lui Ilranio, și la ora actuală în lume, este la FCI porumbelul cu cel mai mic coeficient, cel mai bun porumbel din lume. Provine dintr-o familie de rau șablon, da? Din Bac 17, deci bunicul lui e Bac 17, tatăl lui e Bac 11, Ilranio este fiul lui Bac 11 și el e fiul lui Ilranio. E o generație, o dinastie de campioni. Ăsta e un porumbel foarte drag mie și foarte special. Deci ăsta este, iar din el sper să avem foarte multe bucurii începând cu anul următor. Și să scoatem cât mai mulți pui din ei, că până acum avem foarte mult și alea, foarte mulți dintre ei nu prea am reprodus, adică ca să-ți dai seama de... Toți au brațele sus. Adică și calitatea lor și... Rupet ăsta ce și asta. Da. Vezi, au spate. Tata lui, fiul lui Sagan, Cinoclic, mama lui, fica lui Rudi, din Rudi cu Dolores să fac în camera mea. Da. Cinoclic cu Vandenabe. Cinoclic, să spunem un pic din linia veche a lui Reinhard, figur, și Gabi Vandenabe. Dar sunt porumbei deosebite. Sunt niște porumbei, adică nu că sunt ai vechi și nu vreau să par arogan. Dar spun eu că nicăieri, în Europa, n-ai să mergi într-o crescătorie și să vezi atâta calitate la un loc. Asta ce-o spun eu, Florea Sorin, că am fost peste tot și am dat bamuls pe tot. Adică vreau să fii creștian, că nu e aroganță, știu. Pur și simplu adevăr. Adică ăsta pentru mine e un super. Ăsta e stilul Vandenabel. Capul acolo. Din partea tatălui e Sagan, porumbelul ăla foarte, foarte renumit al lui Gino. Și din partea mamei o fică din Rudi cu Dolores, o bună reproducătoare, o fică din Rudi. Da, dar nu de regulă, că pentru unii mai las. Da. Ăsta? Deci acum, neapărat, vreau să reduc numărul lor, pentru că am foarte mulți și nu ne zburând ce au cu alții. Diferit. Iarăși diferit. Ce mai faci? Bine, o altă pasăre extraordinară. Ceau. Juan a sunat să-mi zică că au ajuns pe digrile în China. Da? E tot o regulă, nu? Da. Bravo, Doamne. Se bucurau chineșii. Cum sunt? Nu știu, chiar seamănă tipic pe ei așa. Ăsta așa ca și ei. Păi... Ăștia zici că scoși de ei. Ce nebunie. Auzi, eu sunt mulțumit. Că lumea care a venit și care vine aici și vede, indiferent de unde vine și indiferent că sunt prieteni sau dușmani, devin fanii mei, pentru că porumbei, adică și dușmanii aveți, devin fanii mei, pentru că auzi, n-au cum să mintă când pun mâna pe porumbei ăștia să spună decât adevărul. Da. Și adevărul e că sunt teribili. Înțelegi ce sunt? Extraordinar. Da, mă bucur că i-am zis, lasă-mă și dacă vin dușmani, ori să devină fanii noștri. Două din astea nu găsești într-un județ. Ce județ? Fără glumă, ești mai glumă. Asta? La fel, toți sunt. Deși pentru că, uite, vrei să-mi spun ceva? Ar fi, să zic așa, să vină cineva. Dar... Eu le-am spus, mă, dacă între voi ar fi unul să vină să zică, bă, Nea Sorine, vreau și eu 20 de pui. Da, ce mă împreț acolo, că pe lângă ea 20 mai dau câțiva cadou? N-are cum să nu bată județul ăla. N-are cum. Trebuie înseamnă că ori n-are grijă de ei, ori nu... Da, vă înțelegi ce sunt? N-are cum. Deși cum zic, nu... E plăcerea să-ți explic. Dacă vezi pe sărgeastul cu atat, deci orice categorie ți-a plăcut, n-are cum să nu vezi. Deci iarăși nu vreau să... Îți dau un exemplu. Am fost la Freddy Van de Hede, am fost la el. Nu intră oricine la ei. Și ca să pui mâna... Nu da? Pentru mine. Și asta, dar înțelegi? Și ca și calitate, că asta e deza... Exact. Da. Dar aici e important, uite, ăsta iară, ăsta e din Lucky 848 cu fica lui Marcel și din Lucky 848 cu fica lui Bac 17. Ăsta este un incest.
Dar vezi ce calitate a dat și ce culoare? Deci în ce să stai? Da. Undeva în spate, da, acolo da, e... Da, da, da. Domnul da. Florin, din ăștia ar trebui undeva un 20 de pui, aș vrea în viitor să luăm în primăvară, pentru că se joc la noi în Bior. Deși eu nu... Eu doar îți spun că așa ceva, la ora actuală, numai în China mai găsești. Extraordinar, deci poți să extraordinare. Să luăm mâna, tăticule, ce faci? Ăștia dacă mai și înveți un pic să mă joc de mifondurile, un lot ăsta de pui ar fi extraordinar. Ăla? Așa. E Mihai Pești, e... Vino fata să-ți ia. Ce e ăsta? Ăsta ce e? Îți place? E extraordinar. Au dat cu soluția aia și... E extraordinar. Uși la pușcă, sunt faza de făcut de o pușcă și pe ei îmi place să mă inspiră ăla. Nu-l mai luăm, nu. E extraordinar ăsta. Nu fi prost. Nu fi prost că știi că nu-mi place. Ești prost, mai nervos. Asta ce-i te bată de ulei? Tu ești bine? Toate bune? Vă uitați ceva? Extraordinar. Bine. 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 Vom din abel deja. Da. Extraordinar, domnul Zavăi. Cel la Philip Norman cu Van der Ampel. Philip aici Norman, care este e din partea lui Abraham, din porumbelul ăla care, din care a cumpărat Maiganus și are Wolverine, are, știi, ăia sunt, e celebra aia linie din Zorro al lui Norman, din care se trage și Wolverine și toți porumbei ăia fantastici de One Love Race. Extraordinar. O linie specială. Asta înseamnă că în porumbei este extraordinar de bine. Și când porumbei vă arată așa... Auzi, eu întotdeauna am o vorbă, știi? Cine vine și se pricepe la porumbei, știe ce vede, știi? Deci când e primii două, trei păsă deja e... Aia a fost priceputul, nu e complicat. Asta e, mai avem de recuperat, de învățat. Păi, dar îți dai seama că e o calitate... Da, da. Când ești... Nu te apuci să faci. E ca și cum te-aș împinge pe tine. Tu singur îl dezechilibrezi când faci chestia asta. I-am spus, dacă te împingi, eu și-am zis, dacă eu te împing, nu faci un pas în spate, așa și ăsta, dacă îl faci așa. El deja l-ai văzut că e ca lumea așa. Ce să mai... Hai să vede și eu, stai că-l dau unul ăsta. Hai să vede și eu. Uite, aici am altul cu foare, tot de la mine. Eu mor de pe aici. Deci favorit să aveți unul, fiecare box așa. Da, 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 nu, eu sunt e porumbelul ăla Golden Prince. Te topesc, îți dau două foarte mult. Ăla din maraton Joe Frazier avea așa. Eu am licitat până la 470.000 la el, după care m-au sunat Kitchen Brand, Peter Overholser, Dumnezeu să-l ierte că a murit, și cu americanul ăla, Samuel Embeza, care l-au cumpărat ei, trei au pus bani. Și ei toți trei l-au împotriva mea, da. S-au dat 550.000 pe el. Da. Da. Și vreau să sigur ați mulțumit cu el. Da, dar mi-a zis Nicolas, lasă-i să le ia el, ok, bine. A fost așa o înțelegere prietenească. Plăcut să vezi așa ceva, e extraordinar. Ți-am zis că te topesc, îți dau doi la mână, nu, fără greșeală. Super, băi. Bine, nu sunt nici în toată, acum unii sunt cât de domnul Florin, arată grozav, au pata de ulei, au pudra, au jos sub nas, deci păsăle geana închisă până în capăt. Să poate să ne auzim mai după amiază. Extraordinar, extraordinar. Dar ce calitate au păsălea asta. Mai după amiază. Eu sunt bucuros. Nu, că vezi despre ce e vorba. Da? Pentru că multă lume vorbește, da. Până acum. Recunoștință. Da. Adică... Știți cum zice în Biblie? Până, zice, până acum am auzit, dar acum și văd. Acum și văd despre ce e vorba.
ce să zici lui? Zic, dacă poți, dacă tu poți să zici ceva lui ăla. Nu, nu, să vedem, să se vede. Nu. Să poți să învăț. Puternic și aripa e puternică, au deci atâția porumbei toți la fel să arate așa grozav. Uite Florina. Păi, vezi, asta e un porumbel special, avem doar noi și Pipa. Da? Am împărțit puii. Mama lui este mama lui Golden King și tata este fiul lui Porsche 911. Și tata este Porsche 911, deci este un fiu din Porsche cu mama lui Golden King. De nu există decât aici și acolo. Într-un fel, trebuie să-ți dau 2, 1 mai ca... N-ai ce să găsești la... N-ai ce să... Adică și dacă vrei să zici ceva de rău, nu, poți să zici că nu știu. Că e întuneric afară. Poate, asta e super special. E un porumbel fără aroganță. Poți să-l socotești între 50 și 100 de mii de euro. Eu specific asta. Și musculatura cât de elastică e, cât aia ține, poți cânta la pian. Aia ține și de animal, dar ține și de mâncare și de... Și mai vreau să iei în considerație că toți porumbelii ăștia pe care îi vedeți n-ați murat niciodată afară. Adică... Da, dacă ar partea mai sportivă, smura, să, da. Uite, la noi stau cu mâncare, adică nu problemă. Da, am văzut, și mai mâncare și tot. Mai sunt ăștia cu rație, da? De la voi... Să puște una pe asta. Extraordinar. Deci, aici există doar el și sora lui care o are Pipa. Deci e din Porsche 911 cu mama lui Golden King. Doar doi pui există în lume. Ăsta care e la mine și femeia care e la el. Păsări micate. Ian Hoimans, da? Da, asta e... Deci tata lui ăsta, fratele lui Hari. Așa, da? Da? Jumate tata, jumate frate cu Hari. Ca să-ți place, care reproduce aici. Și le iei în afară, o să-mi vei, vezi, trei, patru, trei, să-mi vorbesc aici. Și ai vizitat aici. Mi-e dreapta aici, cum s-a spus. Aici, în la ce și ești, să reproduci toți acești. Ăsta e mai adânc. Pahari, toți sunt așa mai ăștia mai lunguieți, stilul ăsta și păi mai adânc. Mama este sora lui Bărdi. Fiica lui Bărdi, pardon. Și dacă îl moștenește? Că n-am avut păsările astea. Bărdi este porumbița cea mai bună pe Columbodrome în Africa. A fost cea mai bună. A câștigat în Africa. Da. Înseamnă că de acolo moștenește mai adânci, mai... Un pic mai de la noi, la câmpie, ca să zic așa. Chinezărie. Extraordinar. Ce zice? Da? Bine. Bine. Să zici că toți îți... Bine. Noroc. Ăsta ce are el? Că e ușor. E foarte ușor. E altceva. Mhm. Sunt porumbit de Gino. Dar sunt așa din condiția în care îi ținem, nu neapărat în felul lor. Ei sunt niște porumbei foarte plini, vezi, cu musculatură. Da, da, mă refer ușor, osul la ușor. Aia e din... Am ocazia aici să văd pe familii, pe crescătorii, dacă vrei, porumbei de Bar Gerings, mănâncă într-un fel, altfel de boabe. Frate, altfel de boabe, dacă le lași la dispoziție, ea mănâncă altceva față de porumbei, de Vandenabel, față de porumbei. M-am văzut chestia asta, adică îți vă dați seama ce nivel toți, de... Deci el a constatat pe crescătorii, deci asta e observația lui personală, deci că porumbeii care vin de la Gami preferă niște boabe, cei care vin de la Bargherii preferă alte. Și în funcție de asta face și diferența între ei, adică dacă îți vine să crezi lucrul ăsta, probabil poate asta e doar impresia noastră, dar așa este. Auzi, el observă, el în permanență, zi de zi, pentru că până la urmă columbofilia înseamnă 24 de ore din 24 și observație. Când o pasăre arată așa, asta nu la voie întâmplări. Vezi așa sănătate și... Nu, clar că nu vorbim de voie întâmplări. Despre ce vorbim? Adică aici, dacă te uiți în general, nu e nimic la voie întâmplări. Că nu... Super este.
și ăsta are așa o tendință, zici că mai mult să duce spre maratonul și dacă îi fărsești din originea este ca și super bine. Important e așa, să-ți faci o impresie. Uite, ți-am spus cel mai important lucru de dacă aia. Prieteni, faceți vizită aici. Aia e sănătatea la. O să vedeți păsări extraordinare. Eu ți-am spus oriunde mă duc, acolo mă uit prima dată. Da, fecalele sunt extraordinare. Da, și păsările în mână. Și da, cum ți-a spus, Robert, vezi acolo. Albul de sucioc, da, albul de sucioc. Da. Frate cu un oas care a câștigat cu unul național burș. Ăștia frați buni. Când eu am participat în Belgia, primul an, cu managerul de la Van Robais, managerul pe Europa, de la Van Robais, a făcut tandem cu el. Ăsta, sora lui a ieșit locul 1 din 54 sau 57, de 54. Țară niște frați surori. De porumbei pe Belgia, m-a sunat Gabi, m-a felicitat, ce Sorin, eu n-am câștigat în viața mea Burgiu, tu din prima dată ai luat locul 1 la Burgi. Ăsta e frate cu locul 1 la Burgi, în anul ăla am ieșit și locul 1 AS, KBDB Belgia, viteză și demifon. Felicitări. Cu Givan de Navara, partener. Felicitări. Știi? Extraordinar. Da. Și porumbița, porumbelul este, deci tatăl este un fiu din Gilbert, cu o fică din Lachiu 48 de la Ușablon și mama era o porumbiță de la Bargerings, este. Din Vilnicie. O, am aici. Chiar nu niște frățuri. Deci atunci niște... sunt frați cu locul 1 la Burgi în Belgia, ca să vedem. Adică au câștigat la 550 de kilometri, locul 1 din 54.000 de porumbei, pe Belgia. Deci nu în altă parte, în Belgia, în țara lor, acolo i-am văzut. Eu eram convins că o să joc doar viteză și extrem, dar acum când am văzut păsările astea, vreau să joc demifon aparat. Deci, în primăvară, dacă aș Dumnezeu, vreau să duc 20 de pui de aici și... Dacă mă și ajutați un pic și mă învățați la demifon... Din asta ai scos mai târziu? Sau așa ai stilul din Napoli? Deci n-am reprodus. Păi n-am avut unde să-i bag, mulți. Sunt mulți care n-au. Anul ăsta vreau să iam. De-aia am și pregătit acum, că vreau să reproduc. Cumva ești pregătit pe compartimente, cum ai zis. Da, pentru reproducere. Da, organizați. Acum sunt organizați pentru reproducerea care urmează. Sunt numai femeile. Lasă-ți văd, dau aia să nu vă schimbă categoria de data. Trec după aia la maraton de trei. Ok, poți o prie dată și după aia mai la maraton. Apasă, dar e bună idee. Uite, mai, ăla, ăla. Nu, ăla de nou. Trei surori, trei modele diferite. Ți-am arătat și patru, frate. Ți-am arătat și patru. Altă mâncare de pe care. Da, 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 da. Sporumbei da, de maraton. Maraton, altceva. Da. Sunt niște bombe. Micuțe, dar bombe. Da, da. De extrem. Ce frumos este așa. Micuță și legată de noi. Și albastra din cei? A, tot maraton. Urmează, fii atent. O să vă povestesc și de asta. E în premieră acum. Oarecum în premieră. Deci facem niște chestii la porumbei care nu mai are rim în România. Și anume, o să le punem de picioare niște inele cu coduri QR. Îl filmez cu camera. Ți-a arătus. Îl pozez cu camera și instant pe telefon îmi intră pozele cu el, cu părinții, cu pedigree. Și cu buletinul lui, el îi face un buletin, exact, cum să zice. Exact. M-ai înțeles? Mă întreb. E în lucru. Am 1600 de porumbei, pot să știu pe tot. E greu să știi. Da. M-ai înțeles? Da. Dar
Da, data care vine o să fim mai pline pregătiți. E în lucru. Și așa e. E în lucru. Extraordinar. Și sunt toți mici, ți-am zis, de regulă, sunt mici mijlocii. Dar asta nu știi, Robert, așa nu ai idei, cum așa gândim. Tot maraton. Da, da, da. Eu știu ce dracu doar în lotul unul și-o de 100 de ori bombă. Cât și asta dacă îmi ține. Și brațul atât de scurt, atât de... Superbă, superbă. Și asta e fantastic. Să te uiți să vezi și asta. E o bomboană, e o prăjiturică, o nebunie. Bibelou. Și vă spun sub cuvânt de onoare, săptămâna asta să ne făcuți baie. Ar fi trebuit să aibă două băi săptămâna asta, dar să ne făcuți baie, că dacă mi-a făcut tratament și le-am pus în apă, ca să n-am un problem, știi? Adică ar fi avut penajul mult mai bun. Aia, mai curățat, în sensul ăsta. Interesant și fibrele de muș cum merg pe ăla. E drumul aia. Dar să nu pun tot acolo, mă, să nu-i amestec. Tot acolo, așa-i? De ce vreau să spun despre ea, domnule? Păi, tatăle celebru Mr. Ghiș, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, după părerea mea, la ora actuală, unul dintre cei mai buni reproducători de distanță lungă, și mama, faimoasa romana, 100% ele Elema, amândoi porumbeii pe care îi am sunt de la domnul Pi de Fogel, da? E o porumbiță de excepție. Extraordinar. Dintre puținele fiice din perechea asta Mr. Ghiș cu Romana. Extraordinar. Da. Extraordinar, scurt în braț, puternic. Deja au și dovedit că sunt foarte buni reproducători, adică și zburători. Frați cu ea sunt... Zburează domnul Pit la Barcelona, rezultate de excepție și la fel bun reproducători mai departe. Adică... Asta e din... Reproducerea lui Felipe. Da. Poata. Și unde poată de... Deci asta ați luat-o la domnul Pit de Vogel, așa e da. La ei, da, da. Când l-am cumpărat pe Mr. Ghiș, l-am... Ați luat-o și asta. Ați luat toată familia. Am luat 20 de fii din el, i-am luat pe toți. Pentru că nu-i mirată. Era unul mai bun ca altul. A, nu. Deci dacă nu ți-au spune din ce ies, așa cum arată. Da. Spre zis. Deci vreți să faci două frați cu asta, încă mai semifrați. Încă 19. Cu diferite toți au tată pe Mr. Ghiș și diferite femele. Fantastic. Diamond. Da? Nepoată? Nepoată, da, sigur. Și astea cum o să le puneți la perechi? Sau de acum ați nu stabilit încă perechi, cum ar fi femeile? A stabilit, dragul meu, să stăm la povești. Deci asta e pe Euro Diamond? Nu spui seria aia câte e săptămâni. Seria aia în mașină, să o rețin dacă e. 106-90-47. Că mi-ar place 106-90-46. Că-s mulți porumbei și uiți. Păi din Mr. Ghiș cu Romana e singura femelă care o am. Al văzut, restul sunt masculi? Restul sunt masculi. Și acum mai vreau să aduc o femelă de la Pit. Vor fi două, dar una încă e la Pit. Vine săptămâna care vine, când se întoarce Luca, mi-aduce. E nepoată de acolo. Asta e nepoată. De acolo. O fică din Hari, de la Huimas, în combinație cu Vitbuică. Deci tata lui este fratele lui Special Narbone. A fost cel mai scump porumbel vândut în licitația lui Hugo Battenburg, mama lui. Mr. Ghiș. Uite-te. Mama ei, ea bătrână 2012, din Bunte Narbon cu Maia. Da. Uite, iară pe neamul lui Vitbuică. Da? Ăștia sunt porumbei de Hugo Battenburg și linia lui veche, care ăștia au dat cele mai bune rezultate. Ăștia da? Sunt Vitbuică. Toată lumea alergă după ei, da. Da, da. Păi. Culorile sunt de acolo, clar. N-ai da, cum să-i păi e anatem. Exact, abenie. Și Gianna, uite. Un pic grozii așa, de acolo, da. De la ei se duc așa. Le-am ciufulit eu. Nu, un pic grozii așa la Gianna, știi, de acolo Gianna, se duc. Da. Aia trebuie văzut, aia.
Stărghici, da. Vezi linia asta de roșii și de argintii pe neamul lui Stărghici, vine de la celebra femeia lui Arien Bix, Rica. Cea mai bună reproducătoare, da. Păi mama la Olimpic aia, la Mischiși. Vezi, ăia sunt toți. Deci de acolo e culoarea, ăștia sunt... Nu din ăștia au dus și domnul Neafănică, Băsucană, în prestii ăștia. Nu știi. Păi a luat de la mine. Băiatul care a zis dumneavoastră. A luat și de la mine. Și din ăsta argintii. I-am văzut, eu cu urmă că săptămâna am fost la ei. Da, da, da. Era teribil ce da, să... Da, da. Păi el și ei asta cu Sambit și el mai au pus odată. Da, da, ca da, să-i... da, da. Păi le-am zis cum să... Da, ăia sunt. A, și am dat și niște porumbei foarte buni. A venit cu domnul Alexandru. Nu știu, că, dar da. Noi cu el avem așa, eu am fost da. La ea pe la șeie. Păi nu ți-ai scapat, ei? După aia a venit cu 4-5 porumbei și asta a fost una de nei. Și asta e scoasă și la voi, știi? Daimon Anita i-a pus numele după nevasta lui Hugo Battenburg, Anita, știi? O să vedem eu când... Deci după ce vă da 300, după aia vă da asta. Da. A încercat. Și asta e fantastic, nu știu ce e de... Mai sunt și de ăștia care... Astea mai de explozie, au putere... Ăștia sunt porumbei de 800.000. Da, explozie aia. 800.000 de kilometri. De-a lui Battenburg. Ce-o moștenit și ochii. Dar așa la de Van de Mulen. Uite, iară, ca să spun așa, un mare crescător, după părerea mea, în Olanda acum e numărul 1, da? E Peter Van de Mulen. Ultimii 5 ani la Barcelona au fost dominați de porumbeii lui, câștigătorii de Barcelona, toți vin de la Van de Mulen. Ori el a câștigat, ori alt crescător cu porumbeii lui, Dehan, Părbici Dehan, tot cu porumbei. Ăsta e Peter Van de Mulen, să vezi cum arată. Și o porumbiță mică, tardive ce am luat de la... Am din cei mai buni porumbei lui, bineînțeles. Prietenia mea cu el și cu Peter Vogel m-a ajutat foarte mult să... Da, ca să vezi așa un pic, să-ți faci o impresie. Nația asta de porumbei o să domine mult timp dacă încolo la Barcelona. E. Pardon, e linia veche de Cusul. Da? Da. Din praful și aia, din... E linia veche de Cusul. Cusului. Superbă. Dar linia aia veche care a plesnit, înțelegi? Da, astea sunt, înțelegi? Asta de acolo, porumbița? Da, da, da. Bine, am mulți. Bine, gata, e fain. Am vreo 20. Am fost și am luat. Dar vreau să vezi, uite-te și tu, spate, uite-te și tu. Deci asta e scoasă și ce? E scoasă ce? Nu, asta nu e, asta e originală de la el. Da. Am și scos și aici, da. Bijuteria. Deci asta chiar. Bijuteria, bijuteria. Da, o zi e mică, să vezi mai încolo, adică... Nu, ce vrei, la fizic așa să faci? Nu, la ala. E tânără, tânără, 22. E tânără, e scoasă târziu, adică să mai face. Da, e extraordinar, adică are niște porumbei de o calitate extraordinară. Și bineînțeles, am mai spus, eu acolo mă duc, deci vezi, da, mi-i aleg, da, eu mi-i aleg. Da, pe asta e da. Fantastic, că dacă spune da, și am da, un da, coș 4 coș da, și da, trece da, pe ascunde, nu fac. Uite și eu, de exemplu, da, eu am treaba asta pentru că eu dau bani mulți pe porumbei. Când dau 30.000, 40.000 de euro pe un porumbel, vreau să am și confirmarea, nu? Că dacă aș da 500.000, nu mai m-aș omoră să... Da. Când ai sume mari pe porumbei, atunci trebuie cumva să stai. Deci gândești că aveți mai mulți aduși, știi? 20. Aia de femeia Queen Tony. Asta e sunt destul de tot vibrează. Asta e originală, asta e originală și Bungeris. Este dublă nepoată din Queen Tony de la Bungeris. Dar e de pe cordă haide. Extraordinar. Înțelegi? Asta e ceva, asta e ceva special, e o porumbiță care extraordinar. Costă mulți. Acolo ție o burgere de aur. Extraordinar. Extraordinar. Adică Franz Bungeris este un mic șef de poliție într-un oraș în Belgia și e prietenul meu foarte bun. Și are porumbei ăștia de la cordă haide și toată linia lui de porumbei care a câștigat Barcelona din ăștia sa.
Și o să-ți arăt și pedigriul ei și pe pedigriul scrie specială pereche făcută pentru Florea Sorin. I-am perecheat așa pentru mine, am doi porumbei, o femelă și un mascul. E extraordinar. Da, ca să vezi ce... Da? Aduc și un mascul. E extraordinar. Vorbim, Toni. Veniți mai încoace, că am terminat cu zona aia. Deci așa pasăre... Să văd și eu, nu mă te rog. Așa pasăre... Ia vezi și mascul ăsta. Asta e pe de acolo, unde era. Nu, nu mă refer la origine. Da. E pe ăsta. Extra. Extraordinar. Special pentru mine. Și uite, e din Queen Tony. Tony? Da? Vezi? Laica Queen Tony. Da? Și sunt 100% corde haide porumbei înăuntru, știi? Din cea mai bună linie a lui corde haide, da? Și uite și masculul. Tot așa. Pe ce scrie? Only for children from this couple. Tu, sora Florin, numai pentru mine ai făcut. Nu e pentru altcineva, da? Ca să înțelegi și ți-am zis, cordă haide, cordă haide. N-are nimeni așa ceva. Rumbii, special, făcută perechea pentru mine. Și vezi, a și scris... Da, da, da. Fica lui 1 Național Barcelona, only for children for this couple, tu, sora Florin. M-a rebotezat, știi, în loc să zic, a zis Soarea Florin, da? Deci numai pentru mine. Din cei mai buni porumbei lui de Barcelona, care provin de la Cordahai. Adică este fantastic. Părerea mea. Văzut niște păsări astăzi. Pentru fel și masculul este? Da, da, da. Asta e tot de la el, nu? Da, femeia aia mult. Ne-am avut în pereche așa împreună, nu. Puternică, una bălțată care ne-am... Da, 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 e o, o să-ți arăt un pui din ăștia doi. Da, ăștia pentru extrem sunt extremi. Da, să e pus. Un echip de viteză, înțelegi? Sunt familia Roger Maris. Sunt niște porumbei cu care am locul 1 as în Thailanda, locul 1 as și locul 3 as la Pattaya. Am, adică sunt niște porumbei teribili. Extraordinar. Teribili. Știți, da. Extraordinar. Aștia sunt niște porumbei teribili. Părinții lor, perechea de aur din Berlar, i-am achiziționat acolo, erau peste Dir Van de Bul, peste i-a bătut atunci pe lui Dir Van de Bul. Adică aia, când am cumpărat perechea asta, chiar Dir Van de Bulk a zis, bravo că da, m-ai scăpat de dușman. Extraordinar. Da. Extraordinar. Astea sunt gloanțe. Asta? Aia ce am reprodus aici. Da. Asta e scoasă la noi, din Van de Bulk original. Are mușchi pentru trei porumbei când vrei la toalet. Ce păsăr. Ce spui? Grozav, mă, ce să mai... Nu mai există. Păsăr de forță, frate, forță. Păsăr de forță, am păsăr de forță. Nu au zis câțiva, dar și câțiva din așa cu calități de astea. Păsăr, păsăr de forță. N-ai, așa ceva n-ai, să extraordinar. Guta. Guta, cum e scoasă? Shakira. Shakira. Alt fenotip, alt stil. Aici a câștigat un milion de pe familia aia, că Shakira aia e vorba sau de care? Da, aia, Shakira aia celebră care e perecheată cu meschită-l cu drăș. Da? Uite, asta fică din unul azi diamant verbon. Ia să vezi cum arată asta. Vezi ce cuțit are. Ai, 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 ai. Nu? Sunt torpile de zbor. Bijuterie, asta e bijuterie. Nu m-am trecut la categoria grea, adică stai zi. Bijuterie, bijuterie. E grea deja. Stau. Nu te așa e tot, e ceva extraordinar, și așa ceva... Adică e... Le-am dat toate condițiile ca să fie bine. Nu? Și acimul de la fiecare compartiment, fiecare compartiment... Și ridică mai sus să vede și lacul acolo, uite ce fain. Hai, mai încoace un pic, uite de aici și prinzi lacul fain acolo. Tot ce trebuie.
Dar super, acum super. V-am spus, la tratament și da. Și așa, în rest, îi lași că-i ploaie, că indiferent de dacă tu trebuie cu nici în ploaie. Acolo sunt pe unii. Aici trebuie să bag, să fac curat, că toată mizeria după lac, sticle și aruncă nenorociți ăștia, bate vântul și le aduce aici. Păi tata și nimeni în soarta și că zici că tata trebuie să facă cine a curat după noi. Asta, uite, dacă vrei să vezi lacul, mai bine acolo, să aici, în primăvară, mă apuc și îmi fac casă, ca să mă mut aici. Aici? Da, aici. Ești la noi astea ce spate. Da. Deci vreau să fiți aproape și pe mamele. Foarte tare. Vasile! 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 Deci o să mă pui pur și când faci ăsta. Cum ar fi cu zardul la situația? Hai de tot, hai! 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 Lucrui Vasile. No, ăsta e. Hercule! Hey, o să fac un ponton, o să fac, adică... Vreți să faceți o citete? Da, da, da. Hey, aici... Asta așa pentru... Se vede, e mare, lacul e mare, e frumos, e... Dar el îi spune cumva la costă sau... Bun, și aici, cred că... Tunari. Robert, cum îi spune la lapțată? Hai, am zis să vedeți dacă tot ați venit. Aici este locul unde noi, aici, de exemplu, unde vezi toate curierele astea, aici vor fi numai fiii și fiicele din strămiși. Asta e special, nu mai fac deoarece. Deci aici va fi populat toate. Doar e, exact. Și fiecare volieră, vezi cum e aici, aici afară are plasă. O să nu să vezi, să vezi pe geam, să vezi cum e, sau fantastic. Să vezi pe afară, deci fiecare loc, așa e, adică, hai să vezi multe locuri cu condițiile astea, și vezi și aerul, și vezi și... Dar ce volum de aer, așa cum ai? În cază, totul. O să fai poți la polițiu, după aia o să fiu din celebrul Special One. You the agent special one. Am văzut pui din New Laureat, pui din Special One. Ce ăla, la New Laureat, pe sus, nici nu v-am arătat-o, cred. Asta ce formă de care din Iron Side cu Romana. Ați văzut-o pe da, român. Da. Și vă arăt ce-am tână ăsta cu albastru. Fiu direct, din Special One, cu Rome. Al lui Jelema. Femeia care a fost. Olimpica. Olimpica. La 2015 Budapesta. 2014 când a fost Olimpiada. 2014. 2015, în primăvară. 2015. Deci direct, Special One, Olimpic Rome. Pasăre foarte, foarte ușoară. Masă musculară bună. Asta l-ai văzut sau? Nu l-am văzut încă. Foarte ușor. Pe fica lui. Și asta e din el. Tu eu vezi. Dar și oare pe Rome de dincolo. Asta e asta, să nu vedem să vadă pe el. Deci asta e fica sa. Superbă-i. Superbă-i.
Superbă, superbă, cât de finuță. Cât de finuță-i. Și fiică din Romana, din mamă sa. Ăsta-i taică său și fiică din Romana au fost. Și un mascul Iron Sight, îl are fiică. Uuuu, superbă e asta. Ia să văd eu asta cum înțeleg asta. O să dai drumul celălalt. Dar la ce-i? Tot în batem ceva. Da? Bun, apreșteptă. Poromița care s-a vândut cu 180.000 în licitația lui Hugo, ăsta-i frate bun cu ea. Am 3 din ei. A, cu codul deja ai. Da, da, da. Păi poate să-ți arate, Robert. Deci, ceva în premieră. Ține de el dacă vrei, ca să poți spune. Da, pus și singur, că de asta e ideea. Uite. Asta chiar este în premieră. Cel puțin în România vorbim. Dacă nu costă cu camera. Cu ce telefon faci al tău? Dacă nu mai găsesc camera. E și vârsta, frate, nu trebuie să... Ușor, până te uiți. Și dai pe ăsta? Secunda 3. Wow. Se încarcă pedigriul. Ce tare. Da? Și vezi din cine. Și-ți dă tot din el. Fiul Special One, full brother, Special Narbon. Ăsta e fiul direct. Ăsta e fiul direct. Fiul din Special One, da. Asta e cu inelele alea care ți-am spus. Că... Da, 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 cu... Foarte tare. Că asta e... Aici e. Foarte tare treaba. Da, da. Foarte tare. Adică, știi, că mă întrebă nene, cine e ăsta? Da, da, rapid. Îmi dai 1000 și ceva de poate, nu poți să-l ții minte. Da, și a intrat direct. Deci ăsta e fiul direct din Special One. Primul fiu direct din Special One. Da, și frate bun cu Special Narbon. Narbon, adică... Nu prea are multă lume așa ceva. Hai. Bine, e săracul mai la năpârile alea. A, cum să îți placă, dar de produs. Adică e o pasăre de importanță și... Da. Dar vezi ce repede merge cu... Da, da, chiar e super. Da, da. Este tot în lume s-au dus pe lumea ăștia. Deci ăsta-i strănepot? Strănepot, da. Da. Putem. Deci, nu știu, cele mai bune reproducătoare în lucrurile de Vogel, da? Și originală el e Lema, da. Și e mama la mulți câștigători și zburători la Barcelona, știi? E super. Și încă scot din ei. Uite să-ți arăt neamul Porsche 911, și prin Porsche și... Deci ăsta e Porsche. Din ăștia nu am reprodus, ăștia doar au stat urmă. Auzi, mă? Tu ai văzut pe și puiul care l-a dat fisul e Mr. Ghiji întreg? Te-ai uitat și la ochi și la aripă? Ai văzut aceeași culoare. Ăsta e fiul lui, nu? Super, super. Și femeia asta ce-i care-i cu el la ce? Să vezi, ăștia sunt un pic întârziați, ăștia din ăștia nu am reprodus, nu, dar nu sunt întârziați. Ăștia așa e stadiul, da, lor, așa ar trebui să fie stadiul lor la noi în România. Aia ce ne-au trimis? Ăștia ce-s, Robert, pe ea? Nu, nu, nu. Ăștia ce-s? Linia lui Porsche de la Pipa. Ah. Da. Aia ce ne-au trimis ei? Masculul la... Aia ce ne-au trimis ei și asta e ce am reprodus noi. Unul a rămas la noastră și unul la ei, femeia. Masculul, ăla tata trebuie să fie. Nu, ăștia știu eu scos ei. Așa e și ăla, dar arată... Da, tot ăsta e el în persoană, uitați-vă la el, uitați-vă la... Uite, uite ce vitalitate are cum cântă. Hai, și acum. Da. Și ochi, și cap, și formă, și culoare. Superb ăsta. Uite, uite, Liv, dă-i pe ea. Super, super. Ăsta are și ochiul lui, are tot. Ăsta da, 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 chiar că e copie la Indigo. Da?
Asta e copie la Indigo de Mister. Asta e scos din el direct, așa îi zici. Nu e scos din el. E nepot. Știu că e nepot, da, dar cum e făcut, așa da. Arată, îi zici că e leu. Da, da, da. Tata porumbelului ăsta este fiul lui Mister Ghiș și mama porumbelului este fiica lui Robin. Da. Robin este nepoată de Mister Ghiș. Robin e nepoată de Mister Ghiș. Stai un porumbel de mare, mare valoare. Robin este porumbița locul 1 AS Europa. E o porumbiță care a primit-o Harold Swirs, cadou de la Robin Bacchus, proprietarul lui Robin. Știi? Deci ăsta e nepot. Uite deja. Wow, ce umplut-o. Mamă, dar ăla și ochiul are tot e identic. Asta e scostul noastră, ce? Da, toți ăștia sunt scoși aici, da, toți. Ăla e el întreg, nu vezi? Asta spun, e cupii la Indigo. Așa la prietenul meu. Wow. Prietenul meu se ocupă cu chestii avion. De-astea și... Înțelegi? Uite-l, uite-l. Asta e bijuteria mea, ca să spun așa. E sufletelul meu, mor după el. Wow. Îl iubesc foarte tare. Când am văzut filmulețul cum l-aduceți cu ăsta, e ceva asta extraordinar. Asta este un porumbel drag. Mister Ghiș, în sfârșit, la am mână și eu. Și gândește-te numai că e ca și cum acum, eu știu, stai de vorbă cu Messi. Sau cu Ronaldo. Wow. Cam așa e. Tremur tot. Da. Înțelegi? Să ții adică... așa ceva. Asta este, wow, la ora actuală, regele maratonului. Pe bună dreptate, nu că... Uai, aș să făcu pielea pe mine, că tătă... E ceva extraordinar să ții așa ceva în mână. Asta e regele maratonului, ca să, wow. Să înțelegi. Asta e o nebunie. Super, super, super. Mare o vârstă, dar cum arată și acum și ce? 12 spre 13 ani, da? E... A înțenut în mână o pasăre extraordinară, poți zice ceva unicat, Florin. Da, ăsta wow. E un porumbel care... Ia, păi ce, eu îl știu, eu îți dai seama. Wow. Și eu pun mâna pe el, filmează-l și pe el să... Da. Asta e născut aici. Aha. Noi e fisul. Asta cu ce l-ai spus? Deci asta e fiul meu. Da, luam mult de la femeie, așa, e? E altă mâncare de paște. Asta avem niște nepoți care seamănă. E o legendă. Asta e un porumbel legendă. Florin e avion, ne? Dar nu simți pe el o greutate, nu simți așa o... Și din ăsta a scos așa un pic. Trebuie să vă arăt, ca să vedeți ce înseamnă... Acolo am oprit. Cum zic, cum zic englezii legacy, știi? Da. Uite, fratele meu, la nivel de fii, ăștia sunt nepoți, sau strănepoți, da? Hai cumva să facem o poză! Ăștia sunt pregătiți acum pentru reproducere, toți pentru noi ăștia și ai văzut sus. Din ăștia aici, acolo sus, deja... Da. Vezi câteva pelei. Ai puternic, poate fi porumbelul ăsta. Hmm? Puternic, puternic. Da, rar, așa ceva. Da. Rar, extraordinar. Extraordinar. Și ăla la fel, ăla raritate. Ăla e de New Kim, mă, s-a pus. Da? Păi mă, ăsta e porumbița aia de 1.700.000 de euro. Deci ăla e... Ăsta e fiul direct din ea? E din, din New Kim cu Porsche. Și New Kim, stai așa puțin, că găsim pe telefon. Nu e puțin el de la, nu? Nu. Asta e... Vestul 11. Stai că mă uit imediat. Să te uiți tu că ai pe el. Oi, grozav este. Cred că e dublă nepoată. Să-l vedem și eu în spălă, să nu. E așa? Da, măcar. E Porsche și Golden Prince. Tata lui ăla, tata lui asta,
zi-mi seria, te rog. Ce e, mascul sau femeie? Toată mascul. Seria. Mascul. 4-1-5. Eh, tasul este din Golden... 1-3-1? 1. E dublă nepoată din Golden, e din Kim, din poliția de 1.700.000. Tata este din Porsche 911 cu New Kim și mama este din Golden Prince cu New Kim. E dublă nepoată din, din asta. E o bonoviță excepțională. Mascul. Mascul? Mascul este, mascul. Trebuie să ai undeva pe grijă. Uite, ia vezi inelul. Vezi dacă ai 3-1-1. Ăla 3-1-1. 3-1-1. Da? Da, da, uite, vezi? Taică-su e din Golden Prince cu New Kim și maică-sa e din Porsche 911 cu New Kim. Deci din semifraspan. Ce vine acolo? N-are nimeni așa ceva. Păi da, da, bunicii, uite-te. Bunicii, Kim... câteva milioane. Bunicii. Bunicii lui Porumbel. Păi Golden câteva Prince milioane. A costat 550.000, New Kim 1.700.000, Porsche urmează. Nu s-a vândut, dar se va vinde mult și asta s-a vândut cu 1.700.000. Adică vorbim aici la bunici de 4 milioane. Păstă 5, peste că aveți deja 3. Adică ca să înțelegi și de da. Plus ăla da. Nevândut. Și avem și soră cu el. Da. Ce pasare. Și asta e fantastic. Nu, așa ceva la fel, sunt rarități, deci nu vorbim de... Pe sora lui ăsta știi cu cine am putea să facem? Și am eu în cap și am vrut să zic, dacă e tot așa, cu masculul ăla din el, Ranio, și cu mama lui Golden King, care mi l-ai dat sus. Ăla, da, mor eu după ăla și așa am în cap. Tata Leo. Păi Ranio vreau să-l bag în mamă, dar ce vitalitate are. Poate așa. Greu să o... Greu să-l țin. Și ce bine-i pe dedesubt. Înțelegi? Cu ei așa aș vrea să facem, știi? Pe sora lui ăsta, că aveam soră cu el. Știi că vreau pe Iraniu să-l lipim de... Ăsta? Cum e? Tata este din The Power, original Leo Hermans, și mama este soră cu un oas diamant verbal. Ai avut o porumbiță aia în mână de... Ți-am zis că e sora lui oasul din Berlar, da. Da, 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 de aur, ăia, sneamul ăla. Deci sneam de rău făcători, adică peste tot, loc 1, loc 1, oas, loc 1. O, distrus, concurența. Da, da. Porumbei... De excepție. Și asta ce face? Familie de excepție, știi că aici vorbim. Original. Super, băi. Asta-i plăcut și ca culoare și ca asta. Asta ce e? Și asta? Dir van de mult. Scuinele originale, de leie. Degeară vorbesc. Îmi spun Dir, cum ai văzut că altfel ți-a spus, băi, era pe ăsta, nu-i Dir. Ăstea-s direct inelați de ei. Da. Ăsta-i avion. Haide. Stimați urmăritori, faceți o viză aici. O să vedeți păsări care nu cred că le vedeți nicăieri în lumea ta, păsări grozave. Și din toate familiile și de toți crescătorii mari. Ai cum poate arăta. Ce pasăre de scurte. Mai zic eu încă o dată. Da? Deci, celebra polumbiță Pleco. Mama 1 as diamant verbond. Mama la 1 as diamant verbond. Am arătat descendenți de ea, ai văzut? Da, dincolo. Pe partea era acolo. Și acolo, și aici. O super reproducătoare. Da, și asta a fost la Pipa cu da, top reading. A fost la Dominic Velghe, a fost la Pipa, a fost la Gino. La Gino Click. Pastră. Super reproducător. Super. Ai văzut ce porumbea a reușit să dea de mine. Bijuterie. Bijuterie. Ăla, știți, un super bogătaș, adică, da. Pula mea, să ne înțelegem, are solar la porumbei, da? Da, tot sus, cu lumină, cu infra... Frate, roșu, solar. Tot, da, da. Wow. Țineți minte porumbea asta, o să scot super porumbei din ăsta, să vedeți. Am și cap ce pereche îi dau, anul ăsta îl fac. Așa.
Ăsta este nepot din Golden Prince. Și ca ăsta, pula, mai am roșii. Patru aici. Vă arăt așa, dar... Că nu pot să biară pe toți. Nu, ăsta-s în altă galaxie. Ăsta-i Vandenburg. Păsări extraordinare. Ce păsări am văzut azi? Nu știu, dacă trebuie să-i vină la pătru, dar durează prea mult. A, nu! Cum este? Fenomenal. Majoritatea care vezi aici are nepoți din Golden Prince, Coromei de Van den Apel, Gino Plic, original. Ăștia sunt originale, originale, din alea zei. Nu, nu. Și original și reproduzionale. Da, da, da. Da, da, da. Wow, ce păstare. Ne-a intrat al cincilea. Diferența de la 50.000 la 100.000 ca premiu. Deci ăla au fost... La Tenerife a fost, da, primul, da, venit, păi, dar nu a intrat, da. Și a intrat al cincilea, n-a intrat primul. Păi așa s-a întâmplat și anul ăsta, au venit 6 la Mira și au intrat al nostru 4 și 6. Că au venit 6 odată, putea să intre 1 și 2. Da. Puternic e și ăsta aici. Columbe de columbodrome. Tot ce vreți găsiți aici, tot ce vreți. Deci tot ce vreți. Tata, fratele lui Hari, Ian Hoimans, și la asta și la asta. Mama, fica lui Bărdi. Ne-am pomenit și frumos și cu calități. Din ce proveni cu Costa? Porumbei, cu areau Aliens și Alien și Aliena, Silver Shadow. De la Ercam, da, de la... Da, ne-am... Adică se... Așa, așa, haide, aici. Aici asta e cucu de Tenerife. Tenerife. Zburat în țară aici, acum 100 și ceva de kilometri și a dus acolo. Da, așa e? Păi acolo, înțeleg că e o insulă. Da, da, nu mai pleacă de acolo. Unde să se... Și asta ce are în spate cucu? Nu ți-am povestit. Aer cam alien, alien. Silver Shadow. Puternic e cucul ăsta. Da, am și un fel de înțeleg. Așa a dat o pasă, de 50.000 de euro. Grozavă. Original Van den Branden. Ce să zici că sau că n-ar? Nu, super, 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 super. Dirk Van den Burg. Un băi original. Grozavă și ăsta. Grozavă. Dar îmi place carcasele lor, îmi place spatele lor, coada. Sunt păsări de... Explozie, explozie. Și sănătatea. Ăsta? Vinul Van den Burg. Tot așa.
Dă-i. Dă-i că-ți mai dau. Ce mai rău ca la box. Wow. Da, am văzut, am văzut, am văzut. Un păsăr extraordinar. Păsări, păsări. Așa ceva. Super arată. Îi curățați zilnic, îi curățați prin boxe? Nu chiar, ne? Au făcut băieții ieri. Ai văzut și unii astea mergi pe așa? Deci așa la câteva zile o să o pun așa, n-au o fixă mă așa. Nu, n-au o zi fixă, mi se pare mie. Tot așa? Vin bani de mult. Îi spui să curăți așa prin boxe imediat. Bulk, original bulk. Super tare, nu des așa. Ce puternic apare. Nu sunt adeptul. Dacă și nu cam de vizită. Extraordinar. Deci ca așa e ție cine produci. În fiecare când îți scop un partid. Eu stau afară, bă, că și când e... Cât mă plimb după stai, nu mă cumpăr în aerul ăsta afară. Stai, auzi? Stai, mă plimb după puternică. Asta? Hmm? Foarte puternic. Și legat fața, cutie toracică. Are vreo greșeală? Da. Și lung și pe coadă. Ui, puternică, ce vitalitate are pasărea asta. Ce are să-i ia? E grozav. Nu? E grozav. Ți l-am arătat, tata e primul ăla care ți l-am arătat de la Gino, care erau, care ți-am spus că din Patrași. Primul care ți l-am arătat. Da, era da, unul mai măricel. Da. Așa. Și mama e o femeie care are numai Sorin și Great Wall. Celebrul. Guinness Great Wall. Înțeles? De la Pip. Asta ce-i frumos? Ingelogger. Poen Middlefoot. Tirana. Grioții. Pentru cei care iubiți columbodromele. Grioții de ei. Tata. Locul Lumina. Într-un fel, nu? Mhm. Bine se arată păsările, toate, toate, toate. Se prinde destul de porumbei în mână, da, și se arată așa bine. Meseriaș, meseriaș, uite. Și aici, pudră. Găinațul. Găinațul îi lasă pe lativ, uite, să duci. Meserie. La asta. Îngelogă. Poen Middlefoot. Tot columbodromul, tot ăsta? Nu, singurul cu Olanda, zi eu. Da? Asta e cu tindul. Asta e mai diferit, e mai gol. Da, mai... Da, da. Deci fiecare crescătorie cum își fac lotul în timp. Ok. Uite, eu. E o porumbiță specială. Și vorbește cu tine. Și are produs pentru Barcelona o grămadă de câștigători. Asta e cu fiul în primul 100, da. Ia dă-mi și mie pula să mă uite, mai tare, dragă, l-am văzut că e Mr. Ghiji întreg. Deci asta e super reproducătoare deja. E Mr. Ghiji întreg, mâncă la arătata pe el, doamne, să-l iubesc eu pe el. Ia uite Roman. Crescă, nu e? Pari femeie, e.
cine știe când se mișcă. Nu, nu, pare femeie, că dacă era mascul să lăsa pe vânt, pe mătă. Asta e din noroc. Da. Înțelegi? Am pus eu înapoi, știu, de-aia și de-aia fac mai mult. E, păi dacă le-ai dat tratament, asta e specială, porumbița asta, romana. Albastra aia e fix de sus. Știi că ai văzut o albastră de misterie? Da, da. Și asta, deci aia e 2018. Da, 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 asta e mama ei, asta e reproducătoarea. Asta e mama ei. Deci ați adus-o și pe asta. Da, 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 ei doi cu ăsta, odată cu albastra aia e frumos. Extraordinar, extraordinar. Fantastic ce păsări să poți să duce. Aia mi-a plăcut foarte prima aia acolo sus. Aia e mama ei. Aia e fică din ea. Da, am niște mascul din perechea aia de mori. Deci din care? Din... din ea cu Mr. Ghiși. Deci din asta? Da, Mr. Ghiși. Deci cum să spun? Fras aia cu aia mai aveți? Da. Super, super, super. Așa fras aia... bun de mamă și de tată. Mai am 3 și cu, unul, cu 2 care vin, 4 sau 5 vor fi. Nu, e o porumbiță specială. Extraordinară. E o porumbiță specială. Ia dacă vrei să o ating eu. Mama lui Mix a fost la co-breeding la Pipa cu Best Kittle. Cu Best Kittle 2, da? Cu Junior. Adică nu cu, cu... cum spuneam eu, cu Nea Ionică. Ăsta-i tata lui câștigătorul de la Africa de Sud, la $1,000,000. Celebra Mix al lui Maiganos. Păi, deci ca să vezi, seamănă fisa exact cu el, uite. Ca să vezi o chestie. Ce păsări! Vietnam. Vreau să te uiți și să vezi. Ăsta are un porumbel cu multe premii, multe, multe, multe premii. Cred că are peste 100 de locuri în familia lui pe... Uite, Mix, da? Da, vezi? Uite, da, 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 exact ce treaba. Tasul, vezi? Da, 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 da. Vezi? Este porumbița venită cu 18 minute. La $1,000,000 race în finală, uite aici. Exact aceeași treabă. Ăsta-i tata lui. Wow. $1,000,000 race winner. Band number ZASLIM 17-26-97. She's the breakaway pigeon from last year's $1,000,000 race. Ce păsă de țineți. Deci tata lui. 18 minutes ahead of the second place bird. Maiganos a plătit $110,000 pe fisa lui ăsta, ca să înțelegi. Și vezi că e copiul ăla indigo al lui Tasco. Da, da, totu-i, 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 totu-și. Da. Vreau și pe la alții, da? Da? Ăsta cum e? Vietnam. Ăsta e un porumbel care i s-a pus numele de Vietnam. Este un porumbel super de columbodrom. Fratele lui are vreo 30 de locuri, unul câștigate în Africa de Sud. El are la fel vreo 20 și copiii și nepoții lor încă vreo 50 de locuri. E unul dintre cei mai titrați porumbei. A, extraordinar. Da? Soția pizza porumbei la biluță din astea e ceva tip. Uite, îmi pune și eu, uite acolo. Soția atâta păsări. Da. O, e meserie. Hmm? Asta e un porumbel de mare. Am dat bani mulți pe el. Pe care n-ați dat bani mulți de aici? Asta e tata lui unul la $1,000,000 în Africa. Excellent. Adică nu e o joasă. Da. Și sunt mulți porumbei aici, că nu stăm să ne luăm pe ei. Sunt mulți de mare capital. Aici avem mai porumbei de Gabi Van de Navele. Da? Da. Dă-i pe ele. Aici sunt niște porumbei de mare valoare și... ce am eu aici, spun eu că e unicat în Europa, nu au mulți așa ceva, da? Frate Super Romeo. Ăsta e fiu sau frate? Nu e apartament. E fiu, ăsta e fiu din Super Romeo, cel mai bun porumbelul la lui Gabi Van de Navele. Super Romeo, ăsta e fiu direct din el și bun reproducător. Am fi fiice venite la Columbodrame. Tu știi că eu făcut când ați spus combinații de frică, ne-ați comandat. Da, da, da. Păi poți să pui mâna să vezi și tu ce porumbei. Vorbim de niște porumbei de mare calitate și de excepție. În porumbei ăștia am curat să zbor oriunde, cu peste 30 de grade, cu vânt în față, cu ce vrei tu, până în 700 de kilometri. Extraordinar.
Asta cine e, apartamentul? Cadou. Cadou. Asta este consanguin, asta e porumbel primit cadou de mine de la Gabi Van de Navele. E consanguin pe Wittenbuyck. Porumbelul lui e 88 de ani. Și, da? Porumbelul lui e 88 de ani. Da, da, da. Asta e ceva raritate, așa ceva n-are nimeni, da? Și pipa mea și zis atunci, domn Sorin, sunteți foarte norocos că mie nu mi-a dat Gabi niciodată un cadou, n-a dat la nimeni, dar mie mi-a dat și mi-a făcut și teste ADN la ei, știi? Yes. Și da, vezi și tu cum e la mână, ce calitate de... Foarte bun. Deci ăla e fiu din Super Romeo, ăsta e frate cu Super Romeo. Ce păsări puternice are. Și plăcute la mână. Lu ăsta Robert i-a pus numele apartamentului. Da, știu că chiar am distribuit-o și am pus-o pe grupul de WhatsApp a asociației cu apartamentul. Cum arată. Mă înjură lui. Da. Te înjură oricum. Nu e asta problemă. Ne interesează. Ăsta e frate cu Super Romeo. Da. Deci ăsta e apartamentul. Da. Ăsta e un porumbel special. Un foarte bun reproducător. Și nu știi că am pus în perechi vanele sau viață? Nu încă, nu sunt puși. Aici sunt doar masculii pregătiți și... A, te la hibridarii, te pentru trimis. Să vedem cu Dir Van Dirk, cu Gino Click, cu... Superb, 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 superb. Deci ăsta e apartamentul. Asta mi se pare... 120.000 de... Ăla e nepotul, ăla, da, deci ăla e nepotul ăsta, da? Și tata lui ăsta e frate cu ăsta, iar tasul ăla a fost cel mai scump porumbel vândut în licitația lui Gabi. Încă pasărea așa valoroasă n-am ținut în mână. Da. L-ai ținut pe Mr. Ghiș. A, da, ce-i, da, acum, dar mă refer până astăzi, până astăzi. Vorbești de bani. Deci așa ceva... Asta iarăși este un porumbel deosebit. Sunt puțini în Europa care mai au din... Superb, superb, superb. Uite. Asta, de ce l-o stau? Da. Și mai avem butul ăla de Neptunus. Un albastru care ți-a zis că n-ai ce să-i zici, că n-are greșeală. Da, da. Așa, da? Fiul la mijloc. Ah, că ai zis că mi l-a arătat pe taică-s-o jos. Albastru ăla. Da. Ăsta-i tasul, King Kong, așa îi spune lui tata lui. Da. Ăsta-i fiul din King Kong, celebrul King Kong al lui Gabi Van de Navele. Ce brațe are, ce aripă! Ceva extraordinar, deci. Merita și cu trenul să vin cu ocazie până aici, să ajung să văd porumbele ăștia, deci... Știi cum e? Luca, ce? Trebuie să-ți faci o părere. Deci... Una e când îți povestește lumea sau când auzi că ne înjură lumea, așa măcar știi de ce ne înjură, știi? Eu, săptămâna trecută am fost la mea funică la Galați, am fost 3 zile și soția mă și copiii și cum tăprești, pleci și cum mi-a zis că și vine aici, zic, eu știam că vine toamna asta, dar s-o potrivit așa, n-am stat 3 zile acasă bine și acum iar la drum. Și deci, măi, n-ai cum să nu vezi așa ceva, deci, și explicam, mă duc la București, la cinea care-i văd porumbei și la ei. Dar las că mergi altă dată, nu se mai nimerește altă dată în ocazii din astăzi. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit așa ceva. Păsă. Gino Click. Bunicii, toți patru, Așca BDB Belgia. Deci, tata lui și mama lui sunt din Așii Belgiei în ultimii 3 ani. Da? Opa, tata, opa. Adică bunicii sunt patru ași. Aș național ca BDB Belgia, ca să înțelegi ce pasăreție e. Extraordinar. Cu ăsta am vreo 10 frați și surori. Că n-aveam cum să ratez să nu mă aleg, adică așa ceva e unic. Auzi, tati? Și ăștia vreau să-i combinăm cu neamul lui Iraniu. Ai auzit? Deci ăștia și ăia toți trebuie făcuți cu... Puteți să facem văluire la ce păsări aveți aici. Fiice, frați, surori, înțelegi cu Iraniu, nepoți. Ce să zici?
Ia atâția porumbei de gabi original și păsări de păsări și... Deci, ceva extra, extraordinar. Asta e tot ceva gabi. Ăsta genoclic original, toți patru frați, nu? Ăștia sunt frați, buni, de mamă și de tată. Ăștia, ce-i ce-i ăsta, ce-i? Da. Nu știți cu bunicii aia, cu toți campioni. Avem și mascul și femele, nu mai wow, ce brațe au, ce aripă au, ce... Păi, tati, ia în considerare că bunicii toți sunt ași ca BTP Belgia, adică... Și sunt ași din ultimii 2-3 ani, adică cine a câștigat. Eu. Stai că dau drumul ăsta. Stai așa. Și deși sunt frați buni de mamă și de tată, vezi că unul bate în partea măsa, exact. Unul bate în partea lui tasul. Calitatea e acolo, dar au particularități diferite. Da, unde e moștenit, da. Dar calitatea se vede și să, ți-am zis, eu întotdeauna merg pe principiu, ți-am spus, vreau să cumpăr întotdeauna din păsările zburate, câștigătoare și cei care au dovedit. Înțelegi la zbor, adică altceva nou. Ce material aveți aici? Mai auzeam numai și care spune și spunea ce domne zice, au care un... Dar zice, în toate volierele alea, dacă au 5-10 porumbei buni, va fi râsul, am tăcut, am zbilit. Da, restul sunt foarte bun. Știi că asta e, trebuia să spun. Restul m-am arătat 2 pui. Sunt vreo 5 are buni, restul sunt foarte da, bun. Da, da, e de albaștri. Pe tata lui. Când stai dincolo de gar și uiți așa drept, e că așa-i vezi, firea, că stai dincolo, n-ai cum să iei. Ăsta fiul din Golden Prince, ăla de acolo, fiul din Golden Prince. Iară, nu sunt arogat, dar nu poți să stai nici la garță să uite, că dacă stă mai mult de 2-3 minute pe la poartă, vine ori de la poliție, ori vine de la BGS. Și petreci în continuare. Păi, acolo direct în live, e, cum petreci, îi vede. Îi petreci în continuare. Păi, da, am mai avut că stă asta, mai mirau așa. Cam mult, da. Bine, ferească Dumnezeu să intre în curte, că îi mănâncă găței, am vreo 10-12 câini, adică, da. Ce? Își semnează... E totul filmat, înregistrat. Da, bun, că să nu mai reținem, că e mult de căzut.